O zonă din Mexic. O poveste din Mexic de Friedel Hofbauer. Într-un mic orășel din Mexic se povestește până în ziua de astăzi despre o zână care era atât de frumoasă cum numai bătrânele înțelepte pot să fie și, în același timp, la fel de frumoasă ca fetișcanele care visează cu ochii deschiși la iubiții lor. Părul zânei era blond argintiu, iar ochii erau albaștri ca cerul într-o zi senină. Ea le venea în ajutor tuturor celor care aveau nevoie, nu numai oamenilor, ci și animalelor și plantelor. De exemplu, aducea ploaia atunci când nu mai plouase de mult și florile, lanurile și copacii suferau din cauza secetei. Peste tot se auzau cuvinte de laudă pentru zâna care era întotdeauna gata să ajute. Dar erau și oameni cărora nu le erau pe plac atâtea laude. Într-o zi, chiar au învinuit-o că nu era zână, ci o vrăjitoare, căci cine altcineva, în afară de o vrăjitoare, ar fi putut să aducă pe cer norii de ploaie. Așa că, în curând, în orășel a început să se șoptească pe la colțuri. Ați auzit? Zâna noastră nu este, de fapt, o zână, ci o vrăjitoare. Când judecătorul orașului a aflat ce credeau oamenii, a zis: Nu am de gând să las o vrăjitoare să umble liberă prin orașul nostru. Și a trimis numai decât străjerii să o înhațe pe zână și să o arunce în închisoare. Când străjerii au bătut la ușa ei, au găsit-o acolo. Tocmai atunci, ea pregătea o băutură întăritoare pentru un flăcău care suferea din dragoste. Străjerii au vrut să o lege, iar zâna le-a întins imediat amândouă mâinile. În același timp, le-a zâmbit. Atunci, străjerii s-au pierdut cu firea, au zâmbit și ei și au uitat că veniseră să o lege. Judecătorul orașului a poruncit ca vrăjitoarea să fie dusă în beciul cel mai adânc dintre cele trei ale închisorii, care erau cel mai întunecos și cel mai rece și cu pereții mustind de apă. Când au văzut-o întemnițată pe zâna care arăta acum ca o bătrână înțeleaptă, iar în clipa următoare ca o fetișcană visătoare, minunat de frumoasă, și paznicii închisorii au început să zâmbească. Surâzând, i-au adus în celulă un scaun cu spătar tapițat, moale și confortabil, o sobiță în care au făcut un foc care a început să strălucească prietenos și chiar și câteva lumânări. În ziua următoare, judecătorul orașului s-a hotărât să coboare chiar el în persoană în beci și a privit printre gratiile carcerei. Acolo a văzut-o pe zână stând liniștită pe scaunul tapițat cu spătar lângă sobița care lucea prietenos. Ce neobrăzare!" a spus judecătorul. Așează-te numai decât pe podeaua rece vrăjitoare și tremură de frig!" Zâna i-a zâmbit. Judecătorul a încercat să ia o înfățișare severă, dar nu a izbutit decât să schițeze un rânjet chinuit și nu a mai putut să scoată niciun cuvânt. Zâna s-a ridicat în picioare, a luat bătraiul, a deschis ușa sobiței, a scos o bucățică de lemn din foc și a suflat de 3 ori deasupra ei. Lemnul s-a stins și s-a transformat într-un tăciune negru. Zâna l-a luat în mână și a început să traseze o linie neagră pe peretele temniței. Ce faci acolo?" a strigat judecătorul căruia îi revenise glasul. Oprește-te! Este interzis să măzgălești pereții închisorii!" Zâna i-a zâmbit și a continuat să deseneze. În curând, pe perete s-a ivit imaginea unei păsări, o pasăre mare, neagră. Ai desenat un corb?" a întrebat judecătorul. Este o cioară," i-a spus, răspuns Zâna. Nu-i așa că e frumoasă? Nu îi se văd și cele mai mici pene?" Da, sigur," a răspuns judecătorul. Pasărea este desăvârșită, dar..." Nu lipsește totuși ceva?" a întrebat Zâna. Nu," a răspuns judecătorul. Totuși..." Deci totuși lipsește ceva," a insistat Zâna zâmbind. Dacă mă gândesc bine," a chicotit judecătorul, această pasăre ar fi desăvârșită dacă îi desena și un coș pe spate ca să poată să fie trimisă la piață, să facă cumpărături. E o glumă bună, nu-i așa?" Da," a răspuns Zâna și a început să deseneze cu tăciunele un coș pe spatele păsării. Când coșul a fost gata,
Zâna s-a așezat în coș, a făcut un semn cu mâna și a spus: Rămâneți cu bine, domnule judecător. N-ar fi trebuit să vă puneți cu cineva ca mine. Apoi a ridicat mâna și, de îndată, pasărea, coșul și zâna au dispărut în perete. Judecătorului nu-i venea să creadă ochilor. S-a dus până la peretele carcerei și l-a pipăit, dar acolo nu mai era nimic. Din acea zi, zâna din micul orășel a dispărut pentru totdeauna. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!